Bună, dragilor! Sunt Andra Mihaela și am revenit cu o nouă carte. Uh, și pentru acest lucru îi mulțumesc domnului Cristian. Uh, știu că mai am și alte capitole de terminat și alți autori pe care am promis că o să-i aduc pe uh, acest canal, doar că în momentul în care am început să citesc... Uh, această carte n-am mai putut să mă opresc, este este extraordinară și nu am vrut să mai amân momentul, astfel încât voi merge și cu această carte în paralel, aducându-vă câte un volum în fiecare filmuleț. Încep cu această carte, dar le voi traduce și pe celelalte. Și încep cu această carte pentru că este considerată cea mai bună carte dintre toate cele scrise. Eu nu pot să spun că o carte este mai bună decât cealaltă, dar cu siguranță că ne este mai de ajutor să începem cu cea mai. Căutată și cea mai vândută dintre uh, toate scrierile. Este vorba despre Robert Collier, un mare metafizician și, bineînțeles, este vorba despre cartea Secretul Veacurilor, uh, Cartea Vieții. Da? Ea vine cu uh, două uh, intitulări: uh, carte care are șapte volume. Așa încât de fiecare dată vă voi citi câte un volum. Înainte însă de a începe, aș vrea să vă vorbesc puțin despre cine a fost Robert Collier. Este, așa cum am spus, unul dintre autorii originali de succes ai Americii în ceea ce privește metafizica. Cărțile inspiraționale ale lui au schimbat viețile a mii de oameni. A fost un scriitor prolific și un editor progresist care credea cu tărie că fericirea și abundența sunt la îndemâna uh, oricărei persoane. Uh, S-a născut în anul 1885 în uh, St. Louis, în America, Statele Unite ale Americii. Uh, a fost educat într-o școală de seminar uh, și. Era de așteptat să devină preot. Ba chiar aceasta era meseria pe care voia să o urmeze, dar chiar înainte de a-și depune jurămintele, s-a hotărât să renunțe la viața de duhovnic și s-a îndreptat spre Virginia de Vest în scopul de a face avere, de a. De a face afaceri în urma unei boli care nu avea vindecare la acel moment, și nu doar în urma acelei boli, ci în urma vindecării acelei boli, doar prin puterea minții, începe să investigheze, începe să citească foarte multe cărți de metafizică, devine foarte interesat de puterea minții, de uh, importanța subconștientului în viața noastră, uh, astfel încât continuă, așa cum v-am spus, să studieze sute de cărți și cursuri uh, despre tot ce ține de metafizica gândirii noi, uh, despre ocultism, despre succes, uh, despre religii, da? Uh, și uh, și ajunge la concluzia că puterea stă în fiecare dintre noi. Motiv pentru care a început să scrie și a lucrat zi și noapte, a publicat cărțile la șase luni de la scrierea lor și a primit comenzi în valoare de peste un milion de dolari cărțile intitulate Secretul Veacurilor, v-am spus cele șapte volume, a vândut peste 300.000 de mii de, uh, de cărți uh, și uh, oamenii i-au răspuns pentru că aceste cărți chiar funcționau și primea mii de scrisori care povesteau despre rezultatele obținute din lectura acestor cărți. După ce a scris Secretul veacurilor, Robert Collier a mai scris patru cursuri pe care le-a vândut separat. Ca Dumnezeu din tine, puterea secretă, cuvântul magic și legea potențialului superior, mai târziu le-a combinat și a făcut uh, o singură carte numită Legea potențialului superior. Oh. De atunci a fost uh, redenumită Reaches Within Your Reach uh, și, așa cum v-am spus, cele șapte volume pe care inițial le-a vândut separat le-a. Uh, Cuprins într-o singură carte, Secretul vacurilor sau uh, Cartea vieții, care s-a dovedit a fi un bestseller uh, de foarte mulți ani. A fost o carte tradusă în foarte multe limbi. Uh, a murit în anul 1950, dar cărțile lui încă sunt uh, niște bestselleruri și niște deschizătoare de drumuri în lumea metafizicii. Uh, Înainte de a începe, însă, vreau doar să vă spun câteva citate celebre ale lui Robert Collier. Succesul este suma unor mici eforturi repetate zi de zi. Vedeți lucrurile așa cum ați vrea să fie, nu așa cum sunt. Simplul fapt că ai obstacole de depășit este în favoarea ta. Dragilor, înainte de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like la final dacă v-a plăcut. Bineînțeles, vă aștept și pe grupul privat de Facebook, Îndrăznește Secrezi, tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici. De asemenea, ofer și ședințe de mentorat, unul la unul, pe e-mail sau telefonic. Aveți detalii în descriere. Să începem! Îmi place foarte mult cuvântul înainte, drept urmare voi începe cu el. Uh, mi se pare că acest cuvânt înainte te face să vrei să citești continuarea, astfel încât misiunea a fost îndeplinită în ceea ce privește talentul uh, scritoresc, să-i spun așa. Dacă ai avea mai mulți bani decât timp, mai multe milioane decât ai putea cheltui, ce act de caritate ai prefera să faci? Biblioteci, spitale? biserici cămine pentru nevăzători, invalizi sau vârstnici al meu ar fi cămine dar nu pentru vârstnici sau invalizi ci pentru tinerele cupluri căsătorite m-am gândit de multe ori că dacă voi intra vreodată în clasa filantrop miliardar mi-ar plăcea să înfințez un fond de zestre pentru a-i ajuta pe tinerii căsătoriți în acele momente dificile din primul și din al doilea an de căsătorie, mai ales din al doilea an, când vin cu adevărat problemele. Să luăm ca exemplu un băiat șofată și, și o căsuță confortabilă, un cămin confortabil, să adăugăm un bebeluș sănătos și isteț, și nu vei găsi fericire mai mare pe pământul lui Dumnezeu. Dar pune în locul unui prunc sănătos, unul bolnav, agitat, o mamă palidă, obosită, un tată îngrijorat, abătut și nu vei putea găsi ceva mai rău. O asistentă timp de o lună, câteva săptămâni pe litoral sau la munte, un ajutor pentru a plăti factura, aceea mare de la medic. Oricare dintre aceste lucruri ar fi raiul pe pământ pentru această familie mică. Dar le primesc? rareori. Motivul? Nu sunt destul de săraci pentru serviciile sociale. Nu sunt destul de bogați încât să-și le permite singuri. Fac parte din această. Uh, enormă clasă de mijloc care din păcate trebuie să poarte atât poverile săracilor, cât și pe cele ale bogaților și să se mulțumească cu resturile lor aș dori să le dedic această carte dacă nu pot înzestra biblioteci și universități pentru ei poate voi reuși să le arăt cum să primească numai daruri bune și asta fiindcă bărbații și femeile, asemenea lor, nu au nevoie de caritate și nici măcar de milă. Au nevoie de inspirație și de oportunități, genul de inspirație care îl determină pe om să treacă la treabă și să-și creeze propriile oportunități. Iar acesta este, la urma urmei, cel mai mare bine pe care îl poți face cuiva. Puțin oameni apreciază darurile. Sunt asemenea bărbatului căruia oamenii din oraș care-l admirau i-au dăruit un ceas. El i-a privit nemulțumit o clipă, apoi a întrebat și cureaua unde e. Însă o cală de a obține nivelul de plin de succes pe care l-au visat, dar la care aproape că au renunțat să mai spere, iată ceva ce-ar primi fiecare cuplu tânăr cu brațele deschise. Și este un lucru care, dacă îl voi putea explica cum trebuie, va face triunghiul conjugal la fel de rar pe cât este astăzi de obișnuit: că își va permite atât soțului cât și soției să muncească împreună, și nu numai pentru fericirea domestică, dar și pentru succesul în afaceri. Volumul 1. Cea mai mare descoperire a Lumii spunea Edgar Guest, poți să faci atât cât crezi că poți, dar nu vei realiza niciodată mai mult. Dacă te temi de tine, tinere, viața nu-ți va rezerva prea multe reușite. Căci eșecul vine în primul rând din interior, este acolo, important e să știm și poți câștiga chiar dacă te confrunți cu ce e mai rău, dacă simți că vei reuși. Care este, după părerea ta, cea mai însemnată descoperire a epocii moderne? Găsirea oulor de dinozauri pe câmpile din Mongolia, depuse, după cum afirmă oamenii de știință, cu aproape 10 milioane de ani în urmă? Sau poate dezgroparea mormântului lui Tutankhamon cu vestigiile, fără seamăn ale unei civilizații apuse? Ceasul radioactiv cu care profesorul Lane de la Universitatea Tufts aproximează că vârsta Pământului este de 1 miliard de mii de ani? Radiotelegrafia? Sau poate avionul? Fulgerele produse de om? Nu, niciuna dintre acestea. Ceea ce au ele cu adevărat semnificativ este faptul că din toate aceste cercetări mărețe, din studiul tuturor acestor epoci apuse, oamenii încep să înțeleagă pentru prima dată acel principiu al vieții care, într-un fel sau altul, a fost adus pe acest pământ cu mii sau milioane de ani în urmă. Încep să întrevadă puterea infinită pe care le oferă, să vadă posibilitățile nespuse pe care le dezvăluie aceasta este cea mai mare descoperire a timpurilor moderne. Faptul că orice om poate să apeleze la acest principiu al vieții, oricând dorește, că acesta îi slujește mintea, la fel cum l-a slujit pe Aladin, faimosul duh din lampă, din vechime. Că nu trebuie decât să-l înțeleagă și să lucreze în armonie cu el, în scopul de a obține orice ar avea nevoie. Sănătate sau fericire, bogății sau succes. Pentru a ne da seama de acest adevăr, nu trebuie decât să ne întoarcem puțin la începutul lucrurilor. La început. Nu contează dacă tu crezi că omenirea a început cu omul mai primitiv de acum 500.000 de ani sau că s-a ivit de plin din mintea Creatorului. Și, într-un caz, și în celălalt caz trebuie să fie existat o cauză primară, un creator. Primul germen al vieții trebuia adus pe pământ de către o putere, iar creația este la fel de minunată și dacă a început, cu cea mai mică formă de viață vegetală, evoluând de-a lungul a nenumărate epoci până la cel mai înalt produs al civilizației actuale și dacă totul a fost creat în doar șase zile. La început, pământul era doar o pâclă de foc. În urmă cu șase mii de ani sau în urmă cu un miliard de ani. Are asta vreo importanță? Singurul lucru care contează este că cândva, cumva, undeva pe această planetă a ajuns germenele vieții principiul vital care animă întreaga natură, plantele, animalele, dar și pe om. Dacă acceptăm varianta oamenilor de știință, prima formă de viață care a apărut pe pământ a fost acea micuță algă, o masă gelatinoasă care plutea pe ape. Acesta a fost începutul. Zorii vieții pe pământ potrivit oamenilor de știință. Apoi a apărut primul exemplar de viață animală. Micuța amibă, un fel de meduză alcătuită dintr-o singură celulă, fără vertebre, având foarte puține elemente care să o distingă de apa din jurul ei. Dar avea viață și a fost primul exemplar de viață animală și din această viață ne tragem cu toții, după cum spun oamenii de știință. Toate milioanele de alcătuiri, de forme, de plante și de animale care au apărut de atunci nu sunt decât manifestări diferite ale vieții, scultate, modelate, astfel încât să se adapteze diferitelor condiții. Timp de milioane de ani, acești germene al vieții a fost amenința de tot felul de pericole, de inundații, de cutremure, de arșița deșertului, de secete, de frigul glaciar, de erupții vulcanice, dar pentru el fiecare pericol nou nu a fost decât un stimul pentru a găsi noi resurse, pentru a promova viața într-o formă nouă. Ca să se adapteze la un set de nevoi, a creat dinozaurul ca să se adapteze la altul. Fluturele, cu mult timp înainte să ajungă să creeze omul, îi vedem inventivitatea infinită, demonstrată într-o mie de feluri, pentru a scăpa de pericolul din apă. Aceasta a căutat uscatul. Urmărit pe uscat, s-a ridicat în aer. Ca să respire în mare și-a dezvoltat branchii rămas pe uscat și a perfecționat plămânii. Ca să facă față unui anumit pericol, i-a crescut o cochilie. Pentru un altul lunac, ca să se pro protejeze de frigul glaciar, i-a crescut blană, iar în climatele temperate i-a crescut păr. Supus când căldurii, când frigului a dat naștere penelor. Dar întotdeauna, de la început, a arătat că are puterea de a face față oricăror condiții schimbătoare, și de a răspunde nevoii fiecarei creaturi. Dacă ar fi fost posibil ca această idee a vieții să fie ucisă, ar fi pierit cu foarte multe ere în urmă. Atunci când focul și inundațiile, seceta, foameta, foametea se succedau rapid, dar obstacolele, nenorocirile, nu au fost pentru ea decât noi ocazii de a-și afirma puterea. De fapt, a avut nevoie de obstacole pentru a se trezi, pentru a-și arăta energia și resursele. Reptilele, fiarele monstruoase din vechime, s-au dus, dar principiul vieții a rămas, schimbându-se pe măsură ce s-au schimbat epocile, dezvoltându-se și perfecționându-se mereu. Oricare ar fi fost puterea care a adus această idee a vieții pe pământ, ea a venit înzestrată cu resurse, cu energie și viață nelimitate. Nicio altă forță nu o poate învinge, niciun obstacol nu o poate opri. În toată istoria vieții și a omenirii, îi poți vedea inteligența călăuzitoare. Poți să o numești natură, providență, poți să o numești cum vrei. Aceasta se ridică pentru a răspunde oricărei nevoi. A vieții. Scopul existenței. Nu putem urmări existența de-a lungul vacurilor fără să înțelegem că întregul ei scop este creșterea. Viața este dinamică, viața nu este statică, avansează la nesfârșit, nu stă pe loc. Singurul păcat de neiertat al naturii este statul pe loc. Stagnarea, gigantozaurul care avea o lungime de peste 30 de metri și era cât o casă, sau tiranozaurul care avea puterea unei locomotive și, ultimul cuvânt, o materie de teroare, dragonul zburător, toți monștrii giganți a epocilor preistorice, toți aceștia au dispărut, nu au mai servit unui scop util. Nu au știut cum să facă față condițiilor schimbătoare. Au stat pe loc, ceea ce înseamnă că au stagnat, în timp ce viețuitoarele din jur i-au depășit. Egiptul și Persia, Grecia și Roma, toate marile imperii ale antichității, au pierit atunci când au încetat să mai crească. China a construit un zid în jurul ei și a stat pe loc o mie de ani. Astăzi, este doar o minge pentru marile puteri. În natură, a te opri din creștere înseamnă a pieri. Această carte este scrisă pentru bărbații și femeile care nu sunt gata să stea pe loc, care refuză să se oprească din evoluție. Vă voi face să vă înțelegeți mai bine potențialul, vă voi arăta cum să lucrați cu el și cum să profitați de energia infinită care vă înconjoară. Nu veți simți groaza care îl cuprinde pe omul aflat la răscruce, care nu știe pe ce drum să o apuce. Singuri vă veți face viitorul, căci unica lege a energiei infinite este legea belșugului. Principiul vieții este principiul vostru. Încă de la începutul timpului, pentru el a fost o practică obișnuită de a supraviețui, de a răzbi și de a depăși triumfător toate obstacolele. Este la fel de ingenios acum ca și la început. Nu trebuie decât să vă alimentați impulsul, să lucrați în armonie cu el pentru a primi orice ați avea nevoie. Fiindcă, dacă acest principiu al vieții este. În ajuns de puternic, în formele inferioare de viață animală, încât să poată duce la apariția unei cochilii sau a unei toxine pentru a satisface o nevoie. Dacă poate învăța o pasăre să se deplaseze în cerc și să se jeteze să cerul, să-și mențină echilibrul și să zboare, dacă poate face să-i crească un picior nou pe iangenului pentru a-l înlocui pe cel pierdut, cu atât mai multe. Poate face pentru tine. O ființă cu rațiune care judecă cominte ce poate să lucreze cu acest principiu al vieții. Cu energia și inițiativa de a-l stimula. Dovezile, în acest sens, se află peste tot în jurul tău. Apocăte de un exercițiu fizic, un exercițiu fizic intens. Precum văzlitul, în notul, tenisul. La început, mușchii sunt slabi, drept urmare obosesc ușor. Continuă însă câteva zile și vei vedea că principiul vieții le va da imediat forță, îi va întări pentru a răspunde noi nevoi. Fă muncă manuală grea. Ce se întâmplă? Pielea de pe mâini devine sensibilă, face bășici și doare. Dacă continui, o să-ți se jupoaie pielea? Din contră, principiul vieții o întărește, o face mai rezistentă. Spunem că faci bătături pentru a-ți satisface nevoia. Vei descoperi că acest principiu al vieții lucrează neobosit în viața ta de zi cu zi. Acceptă-l, lucrează cu el, apropie-l de tine și vei putea face orice. Simplu fapt că ai obstacole de depășit este în favoarea ta, deoarece atunci când nu e nimic de făcut, când lucrurile merg ca pe roate, acest principiu al vieții pare să doarmă. Ai nevoie de el în toiul acțiunii? Apelezi de urgență la el. Prin asta este diferit de noroc, de acea oportunitate care este o doamnă nestatornică, care le zâmbește cel mai adesea celor care au cel mai puțin nevoie de ea. Pariază-ți ultimul bănuț pe o carte. Nu te desparte nimic de ruină decât o roată care se învârtește sau un cal care galopează, și sunt șanse de o mie la unu ca norocul să te părăsească. Dar cu principiul vieții lucrurile stau exact pe dos. Atâta timp cât lucrurile merg ca pe roate, atâta timp cât viața ta merge lin, liniștit, acest principiu al vieții pare să doarmă în tihnă, având siguranța că treburile tale se vor rezolva de la sine. Dar, când lucrurile încep să meargă prost, când ruina și rușinea se uită în ochii tăi, atunci este momentul în care principiul vieții ți se va prezenta cu condiția să-i dai o șansă. Acest sesam deschide al vieții, cunoscând că acest principiu al vieții invincibil se află în spatele oricărei acțiuni pe care o întreprinzi, ai sentimentul unei puteri napoleoniene care ți asigură succesul știind că alături de tine lucrează o forță care a reușit în tot ce și-a propus, poți merge mai departe, cu siguranța că va reuși și în cazul tău. Probabil că ingeniozitatea care a depășit orice obstacol pentru a te face ceea ce ești, nu te va dezamăgi nici atunci când vei avea nevoie imediată de ea. Este rezerva de putere a sportivului, vântul din spate al alergătorului, Puterea la care apelezi în momentele de mare tensiune sau pasiune pentru a realiza acele fapte care par mai apoi supraomenești. Dar nu sunt de fel supraomenești, sunt doar dincolo de capacitățile conștiinței tale. Aliază-ți conștiința cu acest uriaș adormit din tine, trezește-l în fiecare zi la datorie și acele fapte supraomenești vor deveni realizări obișnuite de zi cu zi. W. L. Kane din Oakland, Oregon, scrie: Știu că există o asemenea putere, fiindcă am văzut odată doi băieți de 16 și 18 ani ridicând un buștean foarte mare de pe fratele lor care rămăsese prins sub el. A doua zi, aceiași băieți, împreună cu mine și cu un alt bărbat, am încercat să ridicăm capătul bușteanului. Și nu am putut nici măcar să-l clintim. Cum se face că la nevoie cei doi băieți au putut face ceea ce patru oameni nu au mai putut face mai târziu, când nevoia dispăruse? Pentru că nu au stat deloc să se întrebe dacă este o faptă ce se poate face. Nu au văzut decât nevoia urgentă și au concentrat toate gândurile, toată energia, pe un singur lucru fără să se îndoiască, fără să se teamă, iar spiritul care se află în noi toți, așteptând doar o asemenea chemare, a răspuns la invocările lor și le-a dat forța, nu a doi, ci a zece bărbați. Nu contează dacă ești bancher, avocat, om de afaceri sau vânzător, dacă administrezi milioane sau trebuie să te lupți pentru pâinea cea de toate zilele. Acest principiu al vieții nu face deosebire între bogați și săraci, între nobili și oameni de rând. Cu cât nevoia este mai mare, cu atât va răspunde mai repede chemării tale. Oriunde are de îndeplinit o sarcină neobișnuită, oriunde se află sărăcia, greutățile, boala sau disperarea, ai și acest slujitor al minții tale, pregătit și dornic să ajute, care nu-ți cere decât să-l invoci. Și nu numai că este gata și dornic să ajute, dar poate întotdeauna să o facă. Ingeniozitatea și posibilitățile sale sunt nelimitate. El este mintea. El este gândul. El este telepatia care poartă mesaje fără cuvinte rostite sau scrise. Este al șaselea simț care ne avertizează de pericolele nevăzute indiferent cât de surprinzătoare, de complicată sau de simplă ar fi problema, soluția se află undeva în minte, în gând. Și de vreme ce soluția se află undeva în minte, uriașul mental o poate găsi pentru tine. Poate ști și face toate lucrurile bune. Orice trebuie să știi, orice trebuie să faci, le poți ști și le poți face, dacă ceri ajutorul acestui spirit din mintea ta și dacă lucrezi cu el așa cum trebuie. Partea a doua, Duhul din mintea ta, spunea Henley, nu contează cât de strâmtă poarta, cât de încărcat de pedeapsă-i pergamentul. Sunt stăpânul sorții mele, sunt capitanul sufletului meu. Prima a fost epoca de piatră, când viața era pentru cei cu braț puternic sau iuți de picior. Apoi a fost epoca de fier și, chiar dacă viața era mai prețioasă, cei puternici îi stăpâneau încă pe cei slabi. Mai târziu a venit epoca de aur și bogățiile au luat locul puterii, dar săracii nu prea au avut de ales între bicele stăpânilor de sclavi din zilele de demult, și armele necruțătoare ale sărăciei și foametei. Acum intrăm într-o nouă epocă, epoca mentală, când fiecare om poate fi propriul său stăpân, când sărăcia și circumstanțele nu mai au putere și cea mai modestă ființă de pe pământ poate să câștige un loc alături de cei prosperi. Pentru cei care nu cunosc posibilitățile minții, toate acestea vor părea niște afirmații pripite, dar știința dovedește, dincolo de orice îndoială, că în izvoarele nesecate ale minții oricărui om există adâncuri nebănuite, depozite nedescoperite de energie, de înțelepciune și de aptitudini. Sondează aceste adâncuri. Adu aceste comori la suprafață și câștigă o mulțime de puteri noi și uimitoare. De la plutele rudimentare ale sălbaticilor, la uriașele vase transoceanice de astăzi, care poartă mii de oameni de pe un continent pe altul, nu este decât un mic pas în ceea ce privește dezvoltarea mentală. De la omul primitiv inferior, care se ghemuia în vizuina lui de frica fulgerului, a focului sau a apei, la inginerul de astăzi, care pune în slujba sa toate forțele naturii. Omul, fără mintea sa rațională, ar fi precum maimuțele. Ar fi pradă oricărei ființe, destul de rapidă și de puternice încât să-l sfâșie în bucăți. Aflat la mila vântului, și vremi, o mică, creatură timidă care trăiește doar pentru momentul prezent și se teme de orice umbră. Cu ajutorul minții sale superioare, omul a învățat să facă focul pentru a se încălzi, să facă arme cu care să se apere de sălbăticiunile din jur, să facă locuințe pentru a se proteja de capricile naturii, cu ajutorul minții, a cucerit forțele naturii. Cu ajutorul minții, a produs mașinării care realizează munca a milioane de cai și a miliarde de mâini. Nimeni nu știe ce va face în continuare, deoarece omul abia acum începe să-și conștientizeze propriile puteri, abia își face o mică idee despre bogățiile ascunse în adâncurile minții sale. Ca și căutătorii de aur din 49 a spălat pietrișul de la suprafață pentru a găsi aurul măturat de au apele râului. Acum începe să sape mai adânc către filonul pur de mai jos. Plângem pierderea pădurilor. Ne facem griji din cauza resurselor tot mai scăzute de cărbune și de petrol. Criticăm risipa din fabricile noastre. Dar cea mai mare risipă dintre toate, căreia nu-i acordăm atenție, este disipa potențialei puteri a minții noastre. Profesorul James, celebrul psiholog de la Harvard, a estimat că omul obișnuit își folosește numai 10% din puterea mentală. Are putere nelimitată și cu toate acestea nu folosește decât o zecime din ea. Are resurse nelimitate peste tot în preajmă și nu știe cum să le ia în stăpânire având puteri dumnezeiești care dorm adânc în el, se mulțumește să-și continue corvoada zilnică. Să mănânce, să doarmă, să muncească, târându-și existența doar cu puțin, mai plină de evenimente decât cea a animalelor, timp în care întreaga natură, întreaga viață îi strigă să se trezească, să se pună în mișcare. Puterea de a fi ceea ce vrei, de a obține ceea ce îți dorești, de a-ți atinge scopul către care ți se îndreaptă toate eforturile să lăjluiește în tine. Depinde doar de tine să o scoți la suprafață și să o pui la treabă. Bineînțeles că trebuie să știi cum să faci acest lucru, dar înainte să înveți cum să o folosești, trebuie să realizezi că deții această putere. Așa că primul nostru scop este să facem cunoștință cu ea căci psihologii și metafizicienii din toată lumea sunt de acord în următoarea privință. Mintea este tot ceea ce contează. Poți fi orice îți pui în gând. Nu trebuie să fii bolnav, nu trebuie să fii nefericit, nu trebuie să fii sărac, nu trebuie să fii nerealizat. Nu ești un simplu bulgăre de glod. Nu ești un animal de povară condamnat să-ți petrezi zilele muncii întrerupt în schimbul hranei și locuinței, ești unul dintre stăpânii pământului cu potențial nelimitat. Există în tine o putere care, înțeleasă și direcționată așa cum trebuie, te poate ridica deasupra rutinei mediocrității și te poate așeza printre aleșii pământului. Avocații, scritorii, oamenii politici, mari oameni de afaceri, executanții și gânditorii, Depinde doar de tine să înveți să folosești această putere care este a ta, această minte care poate face orice. În fapt, corpul tău este doar o mașinărie pe care mintea o folosește. Mintea aceasta este considerată de obicei conștiința, dar partea conștientă din mintea ta este de fapt cea mai mică parte a ei. 90% din viața mentală este subconștientă, așa că atunci când utilizezi activ numai partea conștientă din minte, îți folosești numai o fracțiune din capacitatea reală. Adică mergi cu viteza întâi. Iar motivul pentru care nu mulți oameni obțin succes în viață este acela că atât de mulți dintre ei se mulțumesc să meargă cu viteza întâi toată viața, cu o energie superficială. Dacă aceiași oameni ar arunca în luptă temuta forța minții lor subconștiente, ar fi uimiți de propria capacitate nesperată de a avea succes. Conștientul și subconștientul sunt, bineînțeles, părți integrale ale minții, dar pentru a ne fi mai ușor, haideți să împărțim mintea în trei părți. Mintea conștientă, mintea subconștientă și mintea infinită, subliminală sau universală. Mintea conștientă atunci când spui eu văd, eu aud, eu miros, eu ating, mintea ta conștientă o spune, întrucât ea este puterea care guvernează cele cinci simțuri fizice. Este acea latură a minții cu care simți și judeci, latura minții pe care o cunoaște bine toată lumea. Este acea latură cu care te ocupi de treburi. Îți controlează, în mare măsură, toți mușchii voluntari face deosebirea între bine și rău între înțelept și prostesc este generalul care îți controlează toate forțele mentale poate să facă planuri dinainte și să rezolve lucruri pe măsură ce plănuiește sau poate să plutească la întâmplare supusă impulsului la mila evenimentelor o simplă rămășiță plutitoare în curentul vieții numai prin mintea conștientă poți să ajungi la subconștient și la mintea universală. Mintea conștientă este portarul care stă la ușă, este paznicul care stă la poartă. În această minte conștientă își caută subconștientul toate impresiile. Pe ea se bazează mintea subconștientă pentru a lucra în echipă și a obține rezultate bune. Nu te aștepta la prea multe din partea unei armate oricât de bun ar fi soldații, al cărei general nu a putut să facă planuri dinainte, nu are încredere în propriile aptitudini și nici în cele ale oamenilor lui și își petrece tot timpul făcându-și griji din cauza inamicului, în loc să plănuiască cum ar putea să-l cucerească. Nu ai spera la un punctaj mai bun pentru o echipă de baseball, al cărui aruncător nu se înțelege cu cel care prinde mingea. În același fel, nu poți aștepta rezultate de la subconștient atunci când mintea conștientă este plină de teamă sau griji sau atunci când nu știe ce vrea. Singura și cea mai importantă competență a minții tale conștiente este să-ți facă gândurile să se axeze pe lucrurile pe care le vrei și să lase afară orice sugerează teamă, griji sau boală. Odată ce-ai dobândit capacitatea de a face acest lucru, nimic altceva nu-ți va fi imposibil. Asta fiindcă mintea subconștientă nu gândește inductiv. Ea gândurile pe care le trimiți și le prelucrează pentru a ajunge la concluzia logică. Trimite-i gânduri de sănătate și putere și îi va da sănătate și putere corpului tău. Lasă să pătrundă în ea lucruri care sugerează boală, frică de boală sau accident, fie prin intermediul propriilor gânduri, fie prin discuțiile celor din jur și vei vedea probabil cum se manifestă în tine boala. Mintea ta este stăpâna corpului. Îi îndrumă și controlează fiecare funcție. Corpul tău este de fapt un mic univers în sine, iar mintea este centrul său radiant, soarele care oferă lumină și viață întregului tău sistem și în jurul căruia se rotește totul, iar gândul tău conștient este stăpânul acestei soare aflat în centru. După cum spune Emil Cue, conștientul poate să ridice mintea subconștientă deasupra obstacolelor. Mintea subconștientă îmi pot spune câtă apă, câtă sare, cât de mult din fiecare element ar trebui să existe în sângele tău, pentru ca acesta să-și mențină compoziția specifică potrivită, dacă duci în general o viață sedentară. Cât de mult și cât de repede trebuie schimbate aceste proporții, dacă joci un joc rapid de tenis, nu știu, alergi după un tramvai, tai lemne sau efectuezi un alt exercițiu fizic intens. Știi câtă apă ar trebui să bei ca să neutralizezi excesul de sare din peștele sărat? Câtă apă pierzi prin transpirație? Știi câtă apă, câtă sare, cât de mult din fiecare element din hrana ta ar trebui să fie absorbit în sânge zilnic pentru a te menține într-o stare de sănătate perfectă? Nu? Ei bine, asta nici nu trebuie să te preocupe. Nici pe tine nici pe nimeni, nici măcar pe cei mai mari fizicieni, chimici sau matematicieni, căci mintea ta subconștientă știe. Și nu trebuie să stea să se gândească. Face aceste lucruri aproape, automat. Este unul dintre socotitorii fulger, iar aceasta este doar una dintre mile de astfel de treburi pe care le îndeplinește în fiecare ceas al zilei cei mai mari matematicieni din țară, cei mai renumiți chimiști, nu a rezolvat nici într-un an problemele dificile pe care mintea ta subconștientă le rezolvă în fiecare minut. Și nu contează dacă ai studiat vreodată matematica, chimia sau alte științe. Din momentul nașterii, mintea subconștientă rezolvă toate aceste probleme pentru tine. Cât timp tu te chinui cu scrisul, cu cititul și cu aritmetica, ea rezolvă problemele pe care l ar lăsa fără grai pe învățătorul tău. Supraveghează uh, toate procesele complicate de digestie, de asimilare, de eliminare și toate secrețiile glandulare care ar avea nevoie de cunoștințele tuturor chimiștilor și laboratoarelor din țară. Ți-a conceput și ți-a construit corpul încă din copilărie. Îl repară, îl face să funcționeze. Are putere aproape nelimitată, nu numai pentru că te aduce într-o stare de sănătate perfectă și te menține așa, ci și pentru că îți oferă toate lucrurile bune din viață. Singurul motiv al tuturor eșecurilor din lume este ignorarea acestei puteri. Dacă ai fi inteligent și ai lăsa pe mâinile acestei minunate puteri toate treburile și afacerile personale, așa cum îi lași în mână funcționarea corpului ai putea să năzuiești la orice obiectiv, oricât de îndrăzneț ar fi. Doctorul Geo Pitzer rezumă foarte bine ce înseamnă puterea minții în următoarele rânduri. Mintea subconștientă este o entitate distinctă, ocupă întreg organismul uman și atunci când nu îi se opune nimic, are control absolut asupra tuturor funcțiilor, stărilor și senzațiilor corpului. În vreme ce mintea obiectivă are control asupra tuturor funcțiilor și mișcărilor voluntare. Mintea subconștientă controlează toate funcțiile silențioase, involuntare și vegetative: nutriția, toate secrețiile și excrețiile, acțiunea prin care inima face sângele să circule, prin care plămânii respiră și întreaga viață de la nivel celular, schimbările și dezvoltarea celulelor sunt categoric sub controlul complet al minții subconștiente. Aceasta a fost singura minte pe care au avut-o animalele înainte de evoluția creierului și nu puteau raționa inductiv, așa cum nu pot nici acum, dar puterea de rațiune deductivă este perfectă. Mai mult poate să vadă fără să se folosească de ochii fizici. Percepe prin intermediul intuiției are puterea să comunice cu alții fără ajutorul mijloacelor fizice obișnuite. Poate să citească gândurile altora, primește informații și le transmite oamenilor aflați la distanță. Distanța nu reprezintă un impediment pentru misiunile reușite ale minții subconștiente. Nu moare niciodată. Noi o numim mintea suflet. Este sufletul viu. În cartea Psihologie, Practică și Viața Sexuală a lui David Bush sunt citate și alte afirmații ale doctorului Wim Bigler, care merge și mai departe. Acestea sunt. Mintea aceasta continuă activitatea de asimilare și consolidare în timp ce dormim. Ne dezvăluie lucruri despre care mintea conștientă nu are habar până când nu se înfăptuiesc în realitate. Poate să comunice cu alte minți fără mijloace fizice obișnuite. Întrezărește lucruri pe care vederea obișnuită nu le observă. Face din existența lui Dumnezeu un fab real, posibil și menține personalitatea în pace și liniște. Ne avertizează de un pericol iminent. Aprobă sau dezaprobă un anumit comportament sau o discuție. Duce la îndeplinire. Toate lucrurile minunate care ajung la ea, cu condiția ca mintea conștientă să nu le intercepteze și să nu intervine în desfășurarea înfăptuirii lor. Vindecă corpul și îl menține sănătos dacă este cât de cât încurajată. Asta este pe scurt cea mai puternică forță din viață și atunci când este îndrumată corect este cea mai benefică. Dar la fel ca un fir prin care trece curentul electric, forța ei distructivă este la fel de mare. Poate să-ți fie ori slujitor, ori stăpân. Îți poate aduce răul sau binele. Reverendul William Walsh explică foarte clar această idee într-o carte pe care tocmai a publicat-o. Latura noastră subconștientă se numește minte subiectivă Deoarece nu decide și nu comandă, este mai degrabă un supus decât un conducător. Prin natura ei, face ceea ce îi se spune sau ceea ce îți dorești în adâncul sufletului. Mintea subconștientă îndrumă toate procesele vitale ale corpului. Tu nu te gândești conștient la respirație. De fiecare dată când inspiri, când tragi aer în piept, nu trebuie să te gândești nu trebuie să decizi sau să dai comanda are grijă mintea subconștientă nu ai fost deloc conștient de faptul că respiri cât ai citit această pagină la fel stau lucrurile cu mintea și cu circulația sângelui inima este un mușchi la fel ca mușchiul brațului tău nu are puterea să se miște singură sau să acționeze într-o anumită direcție doar mintea numai ceva ce poate să gândească, poate să ne conducă mușchii, inclusiv inima. Nu ești conștient că tu dai comenzi inimii să bată. De asta se ocupă mintea subconștientă. Și la fel stau lucrurile și cu asimilarea hranei, cu construirea și repararea corpului. De fapt, mintea subconștientă are grijă de toate procesele vitale. Omul trăiește, se mișcă, și își are ființa în această minunată minte subconștientă. Ea furnizează intuiția care o face adesea pe femeie să ajungă direct la o concluzie care bărbatului i-ar putea lua ore întregi de raționamente greoaie. Chiar și în obișnuite de zi cu zi te folosește adesea de minunata ei înțelepciune. Dar o faci în mod întâmplător, fără să-ți dai seama de ceea ce faci. Haideți să luăm ca exemplu cazul lui Tom Orbul. Probabil ai auzit sau ai citit despre el. Știi că putea să asculte o melodie pentru prima oară, după care să se ducă la pian și să o reproducă. Oamenii spun despre asta că este ceva anormal, dar de fapt el era din acest punct de vedere mai normal decât suntem noi toți. Noi suntem anormal pentru că nu putem face asta. Sau gândește-te la cazul socotitorilor fulgeri despre care citim din când în când. Ar putea fi un băiat de șapte sau de opt ani, dar îi poți cere să împartă 7.649.437 la 3.262.568 și îți va da rezultatul mai repede decât ai scrie tu numerele pe hârtie. Spui despre el că este fenomenal. Cu toate acestea ar trebui să poți face și tu la fel. Mintea ta subconștientă poate. Doctorul Hudson în legea fenomenelor psihice povestește despre mulți copii minune ca aceștia. Iată doar câteva dintre exemple. Au fost mai bine de 20 de mici genii în matematică, ale căror calcule au depășit în rapiditate și exactitate pe cele ale celor mai mari matematicieni instruiți. Acești copii minune au avut cele mai mari performanțe uh, când aveau vârste între 3 și 10 ani. Acești băieți nu au avut în niciunul dintre cazuri idee cum au realizat calculele, iar unii dintre ei discutau despre alte subiecte în timp ce făceau adunarea. Doi dintre acești băieți au devenit bărbați eminenți, iar alții au prezentat doar un grad scăzut de inteligență obiectivă. Watley a vorbit despre propriul talent în următorii termeni. Aptitudinea mea de a calcula a avut cu siguranță ceva ciudat. A început să apară între vârsta de 5 și 6 ani și a durat cam 3 ani. Am ajuns în scurt timp să fac cele mai dificile calcule, mereu în minte, deoarece nu știam nimic despre cifre în afară de numerație. Faceam aceste calcule mai repede decât ar fi putut oricine să le facă pe hârtie. Și nu mi-aduc aminte să fi făcut vreodată nici cea mai mică greșeală. Când am mers la școală, moment în care pasiunea mi-a dispărut, am fost de-a dreptul bătut în cabla aritmetică și așa am rămas de atunci. Profesorul Safford a devenit astronom. La vârsta de 10 ani a realizat corect o înmulțire, al în cărei rezultat avea 36 de cifre. Mai târziu în viață, nu a mai putut de realiza asemenea performanțe la vârsta de șase ani, Benjamin Hall Bleed l-a întrebat pe tatăl său la ce oră s-a născut. Acesta i-a spus că s-a născut la ora 4, Uitându-se la ceas ca să vadă ce oră era atunci, i-a spus tatălui său câte secunde a trăit. Acesta a făcut calculul și i-a spus lui Benjamin, ai greșit, sunt 172.000 de secunde. Băiatul a răspuns, o, tată, ai uitat de două zile din anii bisecți 1820 și 1824, ceea ce era adevărat. Avem apoi celebrul caz al lui Zera Colburn, despre care scrie doctorul Sheffield. Zera Colburn putea să spună instantaneu că rădăcina pătrată a lui 106929 este 327 iar rădăcina cubică a lui 268.336.125 este 645. Înainte să poată fi scrisă întrebarea despre câte minute sunt în 48 de ani, a spus că sunt de milioane 25.228.810. A dat imediat divizorii lui 247.483 ca fiind 941 și 263. Și doar aceștia sunt. Iar atunci când a fost întrebat care sunt divizorii lui 36.083, a răspuns că nu are niciunul, pentru că este număr prim. Nu a putut spune cum i-a venit răspunsul în minte. Pe hârtie, nu putea face înmulțiri sau împărțiri simple. Va veni vremea când, după cum și-a închipuit Wells, în oameni asemenea zeilor, școlile și profesorii, Uh, vor fi necesar doar pentru a ne arăta cum să intrăm în contact cu infinita cunoaștere pe care mintea noastră subconștientă o deține încă din primul an de viață. Cel mai inteligent om din lume, spunea doctorul Frank Crane într-un articol recent din Liberty, este omul interior. Prin omul interior înțeleg celălalt om din lăuntrul fiecăruia dintre noi care face majoritatea lucrurilor pe care ni le atribuim. I-ați putea spune natura sau eul subconștient sau v-ați putea gândi la el ca la o forță sau ca la o lege a naturii sau, dacă aveți inclinații religioase, ați putea folosi numele de Dumnezeu. Eu spun că este cel mai inteligent om din lume. Știu că este infinit mai isteț și mai descurcăreț decât sunt eu, sau decât oricare alt om de care am auzit. Când mă tai la deget, el este cel care cheamă micile fagocite să vină și să ucidă germenii infecțioși ce ar putea să pătrundă în rană și să provoace septicemie. El este cel care coagulează sângele, închide rana și face să crească o piele nouă la loc. Eu n-aș putea face asta, nici măcar nu știu cum. Face el asta. O face până și pentru bebelușii care nu știu nimic. De fapt, pentru ei o face chiar mai bine decât pentru mine. Niciun om în viață nu știe destul cât să facă unghiile să crească, dar omul interior nici nu se gândește și face să-mi crească unghiile și dinții și mii de fire de păr pe tot corpul, fire lungi pe cap și fire scurte și pufoase pe restul suprafeței pielii. Când exersez la pian, îmi trec această activitate a cântatului din mintea conștientă în mintea subconștientă. Cu alte cuvinte, las treaba în mâinile omului interior. Atât cea mai mare parte a fericirii noastre, cât și dificultățile și nefericirea vin de la acest om interior. Dacă îl instruim să fie mulțumit, adaptat și decis, va merge înaintea noastră precum un servitor bine pregătit, și va realiza în locul nostru cele mai dificile sarcini pe care trebuie să le îndeplinim. Doctorul Jung, celebrul specialist vienez, afirmă că mintea subconștientă cuprinde nu doar toate cunoștințele pe care le-a adunat în timpul vieții uh, individului, ci mai mult decât atât și toată înțelepciunea epocilor trecute, că individul ar putea să aibă parte de orice lucru bun în viață. De la sănătate, la fericire, bogăție și succes dacă se bazează pe înțelepciunea și pe puterea ei. Vezi, tu, mintea subconștientă este cea care face legătura dintre noi și Creator, dintre mintea universală și mintea noastră conștientă. Este mijlocul prin care putem dobândi toate darurile cele bune toate bogățiile și belșugul pe care mintea universală le-a creat din plin. Bertlot, mare fondator francez modern al chimiei sintetice, a afirmat într-o scrisoare către un prieten apropiat că experimentele finale care au dus la cele mai minunate descoperiri ale sale nu au fost niciodată rezultatul unor înșiruiri de raționamente atente, ci din contră. Au venit de la sine, ca să zic așa, din senin. Charles Barrows, în cartea Sugestia în loc de medicină, ne spune: Dacă omul are nevoie de altceva în afară de conștiința sa obișnuită, ca să aibă grijă de el când doarme, această asistență fizică este la fel de utilă și atunci când este treaz. Multe persoane pot să obțină informații. Care nu le vin prin intermediul simțurilor în mod obișnuit, ci le ajung în minte printr-o comunicare directă cu o altă inteligență conștientă, care știe mai bine, se pare, ce este bine pentru ei, decât știe mintea lor rațională obișnuită. Am cunoscut mai multe persoane care, la fel ca mine, puteau să-și dea seama de conținutul scrisorilor din cutia poștală înainte să le deschidă. În urmă cu câțiva ani, un prieten a venit în Boston pentru prima oară, ajungând în fosta gara Providence din Park Square. A vrut să meargă pe jos până la gara Lowell, aflată în cealaltă parte a orașului. Necunoscând deloc străzile și neștiind în ce direcție să o apuce, a pornit hotărât la drum, fără să întrebe pe nimeni și a ajuns la destinație pe traseul cel mai direct. Pentru a face acest lucru, s-a bazat doar pe um, instinct, după cum a numit el acest lucru, călăuza instinctivă, și deloc pe indicațiile sau sugestiile obținute prin intermediul simțurilor. Geniile din literatură, din artă, comerț, guvernare, politică și invenții sunt potrivit oamenilor de știință, doar niște oameni obișnuiți ca mine și ca tine care au învățat cumva să se folosească de mintea lor subconștientă. Se spune despre Sir Isaac Newton că a dobândit extraordinarele cunoștințe de matematică și fizică fără niciun efort conștient. Mozart a spus despre minunatele sale sinfonii că au venit singure la el. Descartes nu a avut parte de o educație constant obișnuită. Pentru a-l cita pe doctorul Hudson, aceasta este o putere care transcende rațiunea și nu depinde de gândirea inductivă. Cazurile dezvoltării sale ar putea fi multiplicate la infinit. Să știu destule pentru a trage concluzia că, atunci când Sufletul este eliberat din mediul său obiectiv, are posibilitatea să perceapă toate legile Ființei sale, să îl vadă pe Dumnezeu așa cum este el, percepând legile instituite de el. Faptul că suntem conștienți de această putere ne demonstrează adevărata relație cu Dumnezeu, ceea ce ne îndreptățește să purtăm titlul de fi ai lui Dumnezeu și ne confirmă dreapta moștenire a unei părți din atributele și puterile lui. Descendența noastră din Dumnezeu alături de Isus Hristos Mințile noastre subconștiente sunt niște magneți uriași care au puterea de a atrage de la mintea universală cunoaștere, putere și bogăține limitate. Dacă stăm să-l analizăm din punct de vedere al activităților sale, spune Warren Hilton în cartea Psihologia aplicată, subconștientul este acea parte a minții care, pe de o parte, controlează operațiunile vitale ale organismului, iar pe de altă parte conservă pentru a fi la cheremul intereselor și atenției toate ideile și complexele care nu sunt active pe moment în conștiință. Observă, deci, posibilitatea care ți se așterne în față. Pe de-o parte, dacă poți să-ți controlezi mintea în activitățile ei subconștiente, atunci poți să-ți reglezi operațiunile funcțiilor fiziologice, reușind astfel să-ți asiguri eficiența organismului și să nu te confrunți cu boli funcționale. Pe de altă parte, dacă poți să determine exact ce idei vor ajunge în față, trecând din subconștient în conștient, poți să selectezi astfel materialele din care se vor împleti gândurile conștiente, deciziile și atitudinile emoționale. A obține controlul asupra minții tale înseamnă deci să dobândești sănătate, succes și fericire însă puțini înțeleg sau apreciază faptul că ne putem folosi oricând vrem de uriașul depozit de cunoștințe și de putere al minții subconștiente. Din când în când, printr-o concentrare intensă sau o dorință foarte aprinsă, pătrundem accidental pe tărâmul subconștientului și ne întipărim gândul în el. Asemenea, gânduri se realizează aproape întotdeauna. Necazul este că la fel de despătrund și gândurile noastre negative, temerile noastre, fricile noastre, iar acestea se realizează la fel de sigur ca și gândurile pozitive. Trebuie să reușești să înveți să comunici minții tale subconștiente numai gândurile pe care dorești să le vezi realizate, deoarece acesta este extrem de sensibil la sugestii. Ai auzit de omul care se lăuda tot timpul cu sănătatea sa excelentă și căruia unii dintre prietenii lui au decis să-i facă o farsă. Primul cu care s-a întâlnit dimineața a remarcat cât de rău arată și l-a întrebat dacă se simte bine. Apoi toți ceilalți au făcut observații asemănătoare atunci când l-au văzut. Până la prânz, bărbatul ajunsese să-i creadă și până la sfârșitul zilei se îmbolnăvise de adevăratele. Acesta a fost un exemplu e, destul de greitor, dar tuturor ni se întâmplă lucruri asemănătoare în fiecare zi. Mâncăm ceva, cineva ne spune că nu ne face bine și în scurt timp avem impresia că simțim o durere. Fără să ne dăm seama, avem indigestie, deși probabil că dacă nu am fi știut nimic despre presupusele proprietăți de a provoca indigestia ale alimentului, am fi putut să-l mâncăm tot restul vieții fără să simțim vreun efect negativ. Se descoperă o nouă boală, și simptomele sunt descrise în mass media. Sute de oameni se vor îmbolnăvi pe loc. Vor fi precum bărbatul care a citit o enciclopedie medicală și a ajuns la concluzia că are toate bolile, în afară de bursita genunchiului. Cei care fac publicitate medicamentelor minune sunt conștienți de această putere a sugestiei și profită de ea. Citește unul dintre anunțurile lor. Dacă nu crezi că suferi de toate simptomele pe care ar trebui să le vindece leacul lor, ești o excepție de la regulă. Aceasta este latura negativă. Emil Cue și-a bazat sistemul pe latura pozitivă, aceea prin care îi sugerezi minții tale subconștiente că toate bolile pe care crede că le ai se ameliorează. Și este o metodă psihologică bună. Va face minun dacă este pusă în aplicare cum trebuie. Dar există și metode mai bune. Și sper să ți le pot arăta până vom ajunge la sfârșitul cărții. Deocamdată este suficient să spunem că mintea ta subconștientă este extrem de înțeleaptă și de puternică. Că știe multe lucruri care nu se găsesc în cărți. Atunci când este folosită cum trebuie are o judecată infailibilă, o putere nesecată, nu doarme niciodată și nu obosește niciodată. Mintea ta conștientă ar putea dormi adânc, ar putea ajunge neputincioasă în urma unei anestezii sau a unei lovituri neașteptate, dar mintea ta subconștientă continuă să lucreze, menținându-ți inima, plămânii, arterele, și glandele în permanentă stare de funcționare. În condiții obișnuite își vede conștiincioasă de treburile ei și îți lasă mintea conștientă să controleze viața exterioară a corpului. Dar dacă mintea conștientă dă peste o situație pe care nu o poate gestiona, puternicul spirit va răspunde imediat nevoii ei, în cazul în care mintea conștientă apelează la subconștient. Cu siguranță ați auzit de oameni care au trecut printr-un mare pericol și care povesteau că atunci când și-au văzut moartea cu ochii și părea că nu mai au ce să facă, și-au pierdut cunoștința, iar când și-au revenit, pericolul trecuse. În acele clipe grele, mintea subconștientă a dat conștientul la o parte, timp în care s-a confruntat cu pericolul și l-a învins. Impulsionat de mintea subconștientă, corpul lor a putut să facă lucruri absolut imposibile pentru sinele lor conștient obișnuit. Găci puterea minții subconștiente este nelimitată. Indiferent ce ar trebui să faci pentru o cauză bună, ea poate să-ți ofere puterea și abilitatea de a face exact așa. Și indiferent ce lucru bun ți-ai dori, ea poate să-ți-l aducă căci iată lui Dumnezeu este înăuntrul vostru, ni se spune în Luca 17 cu 21. Mintea universală Ai dezgropat vreodată un lujer de cartofi ca să vezi cum stau cartofii în grămădii șorchine de desubt? Câtă inteligență crezi că are un astfel de cartof? Crezi că știe ceva despre chimie sau geologie? Își dă seama cum să adune dioxidul de carbon din atmosferă, apă și toți nutrienții necesari din pământ pentru a le transforma în zahăr, în amidon și alcool? Niciun chimist nu poate face aceste lucruri. Cum crezi că știe cartoful? Bineînțeles că nu știe. Nu are rațiune și face totuși toate aceste lucruri. Depozitează amidon în celule, din ele face rădăcini, tulpini și frunze, după care se înmulțește în continuare. Bătrâna mamă natură, vei spune. Dar bătrâna mamă natură are probabil o inteligență remarcabilă dacă poate să înțeleagă toate aceste lucruri pe care niciun om de știință nu le-a putut înțelege vreodată. Trebuie să existe o inteligență atot cuprinzătoare în spatele mamei naturi. Inteligența care a dus pentru prima dată în viață această planetă. Inteligența care a făcut să evolueze fiecare plantă și fiecare animal. Inteligența care ține vânturile sub control, care este atot înțeleaptă, atot puternică. Cartoful este doar o măruntă manifestare a acestei inteligențe. Diversele forme de viață vegetală, animală, omenească, toate sunt doar niște rotițe în marea schemă a lucrurilor. Cu o diferență, însă, aceea că omul este o parte activă din această minte universală, căci participă la înțelepciunea și puterea ei creatoare și lucrează în armonie cu mintea universală, astfel încât poate face orice, poate avea orice și poate fi oricine. Există în tine, există în toată lumea, această forță de temut căreia nu îi rezistă nimic, cu ajutorul căreia poți să faci fapte care îți vor uimi rațiunea și îți vor uimi imaginația. În lăuntrul tău se află mereu o minte a tot înțeleaptă, a tot puternică, o minte cu totul separată de mintea pe care o folosești în mod conștient în treburile tale zilnice și totuși o minte care este una cu ea. Mintea ta subconștientă ia parte la această înțelepciune și putere, astfel încât prin intermediul ei tu te poți folosi de ele pentru a obține orice îți dorești. Când poți intra în mod inteligent în contact cu mintea subconștientă, poți comunica cu mintea universală. Atenție! Ține minte! Mintea universală este omnipotentă. Și deoarece mintea subconștientă face parte din mintea universală, nu există limită pentru lucrurile pe care le poate face atunci când îi se dă puterea să acționeze. Dacă ai o dorință care este în armonie cu mintea universală, nu trebuie decât să te gândești mereu la ea ca să atragi din sfera invizibilă lucrurile de care ai nevoie ca să o faci să devină realitate. Și asta pentru că mintea construiește numai prin puterea gândului. Creațiile sale capătă formă în concordanță cu gândurile. Prima cerință este o imagine mentală, iar dorința ta de neclintit va da formă acestei imagini mentale. Înțelegerea acestui principiu explică puterea rugăciunii. Rezultatele rugăciunii nu apar datorită unei răsplate speciale a Providenței. Dumnezeu nu este o ființă limitată, care poate fi măgulită, care poate fi uh, lingușită, spre a face după cum vrei tu. Dar, atunci când te rogi din toată inima, îți formezi o imagine mentală al lucrului pe care îl dorești și o păstrezi ferm în minte. Atunci, inteligența universală care este inteligența ta, mintea omnipotentă, începe să lucreze cu tine și pentru tine, iar acest lucru duce la îndeplinirea a ceea ce îți dorești. Mintea universală se află peste tot în jurul tău pătrunde peste tot, la fel ca aerul pe care le respiri. Te înconjoară, la fel de inofensivă, precum apa mării în care nu pești. Dar este la fel de conștientă de tine, așa cum ar fi apa, dacă ar fi inteligentă, de fiecare ființă din ea. Au nu se vând două vrăbii pe un ban și niciuna dintre ele nu va cădea pe pământ fără știrea tatălui vostru. La voi, însă, și pericapului, toți sunt numărați. Așadar, nu vă temeți, voi sunteți cu mult mai de preț decât păsările. Pare greu de crezut că o minte ocupată cu imensitatea Universului poate să se gândească la treburi nensemnate ca ale noastre, când nu suntem decât una dintre miliardele de forme de viață care există. Dar gândiți-vă din nou la peștii din mare mării nu este greu să-i cuprindă. Nici minții universale nu este mai greu să ne cuprindă pe noi. Puterea ei, gândul ei, ne stau la dispoziție în aceeași măsură în care ne stau soarele, vântul și ploaia. Puțin dintre noi profită din plin de aceste forțe extraordinare și mai puțin profită de puterea minții universale. Dacă suferi de vreo lipsă, dacă ai căzut pradă sărăciei sau bolii, este din cauza că nu crezi sau nu înțelegi puterea aceasta care ți aparține. Nu se pune problema ca Universul să-ți o ofere. El oferă totul tuturor. Nu favorizează pe nimeni. Cei ce sunteți însetați, mergeți la apă. Ni se spune Nisaia 55 cu 1. Nu trebuie decât să iei și cel însetat să vină, cel ce voiește să ia în dar apa, ni se spune în Apocalipsa 22 cu 17. Agonisește înțelepciunea, a spus Solomon, și dacă dobândești înțelepciune, toate celelalte vor veni de la sine. Începutul și sfârșitul acestui demers constau în a te face să-ți dai seama că ai o putere interioară nefolosită în a te învăța metode simple și directe pentru a te folosi de ea. Dragilor, acesta a fost primul volum din cartea Secretul Veacurilor, din minunata carte, așa cum v-am spus, numită și Cartea Vieții. Vă aștept cu volumul al doilea. Am mare încredere în această carte că vă va oferi toate răspunsurile pentru... Îndeplinirea tuturor dorințelor. Până la următorul filmuleț, dragilor, să avem cu toții pace în suflet.